suprate, o suprafață, gândim mai multe variante de amplasare. Oricum este vorba de peste 15 hectare. Dar gândim acum o variantă de a amplasa pe conturul parcului industrial, să amplasăm celule fotovoltaice. Deci, practic, va fi frontat parcul. Când avem teren puțin acolo, asta este adevărul. Are și eu mădeluș până lângă parcul, terenul care va fi ocupat de parcul industrial. Și am primit acum aviz de la ORA să-l amplasăm chiar în albia majoră a râului Bistrița. Se înalță pe verticală și susțin, practic, celulele fotovoltaice. Deci avem spațiu unde să amplasăm vecindate, fiindcă aici costurile de transport sunt foarte importante, de la baza de captare a energiei solare și până la transformator. Cu cât este mai multă distanță, atât pierderile sunt mai mici și eficiența este mai mare. Dar avem spațiu zon, tot în acea zonă unde să amplasăm, să vedem cum va fi și cu centura, fiindcă pe unde va trebui. Dacă știm, pe unde deja aviz de la Electrica și avem asigurat 1 MW oră în primă fază de pornire, până la 4 MW ne asigură Electrica din rețeaua lor. Dar oricum, decât să cumpărăm de la Electrica, mai bine cumpărăm, producem noi, într-un interval de 3-4 ani de zile, se va putea racorda din parcul fotovoltaic la transformatoarele din parcul industrial. Puneți cum veți promova parcul industrial, dar vreau să vă întreb până la această dată. Sunt firme interesate să vină la Bistrița, care au venit la primărie și au întrebat de un teren, ceva de genul și... Am avut discuții cu 3 firme, 2 investitori străini și unul din țară. Pentru o locație în zona Bistriței. 2 pe producție și 1 pe servicii. Pe servicii din România? Da. Și celelalte din ce țări? Vor fi. Una din Spania și una din China. Deci deja sunt investitori interesați. Sunt interesați. Totul contează să fii foarte serios în relația cu investitorii, să respecti termenurile pe care ți le asum. Deci asta de la început. Nu vă putem pune la dispoziție până în 2013 parcul industrial, așa cum îl vreți, cu toate utilitățile, cu toată infrastructura. Ne ținem cont că acest parc industrial trebuie dat în drumul național. Deci nu suntem vorba aia neștiutor ca să avansăm niște termeni nerealiste. Le-am spus termeni nerealiste, 2013, spre final, poate începe să discutăm despre localizare în parcul industrial. Ne puteți spune și domeniile de activitate ale firmei? Unul este componente auto, unul era în componente domeniul auto și unul în domeniul lucrărilor textile. Chinezii sunt cu textilele. Industrie textilă.